Schimbările de la Inspectoratul Școlar Buzău survin după ce conducerea instituției a fost preluată de liberala Florina Stoian. În locul inspectorului de fizică-chimie Virginia Mândruță Tănăsescu, care și-a dat demisia, va veni profesoara Serenela Dinu de la Liceul Pedagogic Spiru Haret. În același mod s-a retras și postumia dascălu de la personal, care va fi înlocuită cu râmnicianca Margareta Peneoașu. De asemenea, Veronica Trandafir îl va înlocui pe Vasile Neculeasa pe postul de la Educație Permanentă și Activități Extracurriculare, acesta din urmă revenind în funcția de director de la Colegiul Ștefan cel Mare din Râmnicu-Sărat. La limba franceză va veni Maria Monalisa Pleșa, care îl va înlocui pe Valeriu Moșneagă. Profesoara de la Colegiul Eminescu, Cristina Stoica, va ocupa funcția de inspector pentru proiecte europene, în locul Otiliei Trifan, aceasta din urmă întorcându-se pe funcția de director adjunct la Liceul Dimitrie Filipescu. Nu în ultimul rând, funcția de inspector pentru învățământ tehnic va fi ocupată de Daniela Macadon după demisia Lilianei Zbârnea. Toți cei care au plecat, cei 6 inspectori care au plecat, n-au plecat supărați, și-au dorit să ocupe alte posturi și sunt directori, de exemplu, domnul Niculeasa este director la școala la Ștefan cel Mare, doamna Zbârnea la școala 2, Râmnicu-Sărat, domnul Moșneagă este director adjunct la școala 11. De asemenea, la învățământul preșcolar, Silvia Mocanu a fost înlocuită cu Cristina Ivan. Am mai înființat o jumătate de post pe învățământ primar, pentru că avem 1000 de posturi și sunt foarte multe inspecții de făcut și activități de desfășurat și pentru un singur om era foarte greu. Celelalte posturi de inspector școlar par a rămâne cu aceiași titulari. La limba română, engleză, matematică informatică, geografie, istorie, educație fizică, arte, științe socio-umane, religie și învățământ teoretic, urmând să fie reconfirmați cu delegație foștii inspectori. Concurs pe posturile ocupate au doar inspectorii școlari șefi Florina Stoian, Daniela Palcău și Nela Vamsidel pe funcția de inspector pentru management.